La un an de la începerea mandatului în fruntea primăriei, primarul Constantin Toma, secondat de viceprimar Ionuț Apostu și Andrei Neder, au prezentat raportul de activitate către buzoeni și, pentru ca acesta să capete mai multă importanță în ochii cetățenilor, au scos presa în stradă, dar nu oriunde, ci pe strada Viilor, una dintre cele 54 de străzi care nu au fost asfaltate niciodată. Această conferință de presă se vrea a fi un raport la un an de mandat, 22 iunie 2016, 22 iunie 2017. Și ca lucrurile să fie foarte corecte, am prezentat, tabelat, ceea ce am găsit în primărie cu un an în urmă și ce s-a întâmplat cu un an în urmă, care este situația la zi și ce se va întâmpla până la sfârșitul anului. Pe prima pagină a raportului de activitate a fost afișată situația financiară a municipiului, pentru că, fără bani în vistierie, nu se poate realiza nimic. Cel mai important capitol este cel al investițiilor, care permite primăriei să demareze proiecte importante pentru oraș. De unde s-au adunat acești bănuți în general? Reduceri, costuri, funcționare sub societăți subordonate. De exemplu, minus 30%, s-a mărit gradul de colectare foarte mult, și în același timp s-au făcut economii de toate felurile. Dorim să facem în continuare, în această cauză, dacă vreți, încrâncenarea mea de a avea o organigramă funcțională în sensul să funcționăm exact cu, numai cu câți oameni trebuiesc, mă refer la poliția locală în plus, nu am nimic cu niciun om de acolo, problema este că chestia asta ne costă foarte mult, și problema companiei de apă, unde nu numai primăria Buzău și școlile pe care le finanțează primăria Buzău, dar și societățile comerciale și persoanele fizice au de suferit. Pentru anul în curs au fost aprobate o serie de proiecte legate de infrastructura rutieră. Pe lângă reabilitarea covorului asfaltic pentru 8 străzi și 16 parcări, au fost asfaltate pentru prima dată și 3 străzi de pământ, Viilor, Rahovei și Alea Plopilor. Alte 51 de astfel de străzi vor fi reabilitate pe cheltuiala primăriei. Schimbărilor, care se văd cu ochiul liber, li se adaugă și altele, mai puțin vizibile, pentru locuitorii orașului. Sunt mult mai multe aspecte care nu sunt incluse în acest raport. Vreau să vă spun că în toamna anului trecut s-a realizat și o primă inventariere faptică după foarte mulți ani a tot ceea ce înseamnă locuințele sociale din municipiul Buzău. Am făcut un inventar foarte clar ca urmare a unei dispoziții a domnului primar să știm exact cum stăm din acest punct de vedere, iar situația nu este deloc roz. Tot în ceea ce privește partea mea de atribuții de serviciu, trebuie să mai fac o mențiune ce nu e inclusă în raport legată de disciplina în construcții. Trebuie să știți că avem o echipă mică în cadrul poliției locale care se ocupă de disciplina în construcții și într-un an de zile au fost sancționate peste 135 de construcții ilegale din municipiul Buzău. Sunt lucruri care nu se văd, dar lucruri care s-au realizat, lucruri care sunt foarte importante pentru municipiul Buzău. S-au pornit foarte multe proiecte, cel puțin pe partea mea. O să avem un stadion nou de atletism, un stadion care nu numai că cetățenii municipiului Buzău se vor putea bucura de el, dar se vom putea organiza inclusiv competiții, ceea ce înseamnă să aducem bani în plus bugetului municipiului. Ne mândrim că în curând vom avea o nouă pistă de skateboarding pentru copiii din municipiul Buzău și este o cerere foarte, foarte mare și ei sunt extraordinar de bucuroși pentru acest lucru. Conform proiectelor primăriei, în viitorul apropiat, buzoienii vor putea beneficia de străzi asfaltate, blocuri reabilitate, locuri rezidențiale de parcare, transport în comun cu autobuze numeroase, piste pentru biciclete și multe altele. Am creat un Consiliu de Dezvoltare a municipiului Buzău, format din personalități buzoiene, care împreună cu dumneavoastră, cetățenii buzoieni, vă propune și susține alături de Consiliul Local Municipal un plan de acțiuni pentru perioada 2018-2030 care să asigure o dezvoltare echilibrată orașului nostru în 4D, adică dezvoltare în plan economic, dezvoltare în plan educațional, dezvoltare în plan social, dezvoltare în plan cultural. Însă cel mai important aspect al acestui prim an de mandat, este faptul că am început să redăm speranța majorității buzoienilor că împreună, prin muncă cinstită și corectă, putem trăi mai bine.
Vă mulțumim și suntem în permanență alături de dumneavoastră. Deocamdată, raportul primului an de mandat este mai bogat în proiecte decât în realizări. Rămâne de văzut care dintre ele vor fi îndeplinite până la sfârșitul anului și câte vor rămâne la stadiul de promisiuni.